Românii așteaptă o guvernare la înălțimea moștenirii care ne-a fost încredințată. Vor lideri politici responsabili, cinstiți și care să-și propună obiective politice ambițioase pentru România. Condamnabile sunt acțiunile actualei majorități PSD, care prin asaltul fără precedent în ultimii 30 de ani la adresa statului de drept riscă să fragilizeze statutul țării noastre în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană. Este timpul să înțeleagă același lucru și majoritatea politică și guvernamentală. Modificarea legilor în folosul unor persoane, demagogia, arbitrariul și lipsa de profesionalism, acestea sunt realele politici ale guvernării PSD. Iar unele abordări populiste, demagogice și manipulatorii au semănat discordie. Guvernarea PSD, vă spun acum, care a devenit sinonimă cu incapacitatea administrativă și cu diletantismul, vulnerabilizează România. Bună seara și bine v-am găsit la România Nouă. Astăzi în Parlament s-a întâmplat ce se întâmplă de fapt în România de ceva timp încoace. S-a huiduit și s-au aruncat vorbe grele, fix de la tribună, fix într-un moment în care n-ar fi stricat mai multă decență și poate mai multă solemnitate. După cum ați văzut deja, nici la ședința prilejuită de centenar lucrurile nu au fost mai roz. Le-am pus în oglindă ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Iohannis atunci, ca și acum, a venit antrenat cu discursul anti-PSD și l-a citit cum a putut el mai bine. Astăzi PSD a combătut cum a putut mai bine, în stil de galerie, prin huiduieli. Cum am ajuns aici, ca nici măcar 15 ani de NATO să nu-i putem aniversa în liniște și pace, discutăm cu un om politic care a fost azi în sală și care le-a cam văzut pe toate și care de curând s-a decis să-și adauge în palmaresul politic și funcția de europarlamentar. Păi aceasta n-a avut-o, în rest le-a pe toate, că, nu? Nu, de prim-ministru. Ei, cu Boc, nu știu. Că, da, deci a spus și premier. Da. Domnul președinte, ați fost în sală, bună seara înainte bună de toate. Bună seara, bine v-am regăsit. Ca un politic și dumneavoastră, vulcanic, intempestiv, dar la momente pe care eu cel puțin mi le aduc aminte, simțeam solemnitatea. N-a fost în practica mea ca la momente solemne. Azi am avut o ședință solemnă a celor două camere sau de ziua națională, în discursul de ziua națională sau discursuri în Parlament legate de celebrarea unor evenimente. N-am făcut politică și se pot lua discursurile mele din monitorul oficial. Tocmai de asta vom... Pe de altă parte, însă, este libertatea cu președintelui. Cu siguranță. A considerat că este un moment potrivit, probabil fiind și ambasadele în sală, la balcon, să dea un mesaj pentru insatisfacțiile domniei sale legate de majoritatea parlamentară. Dar nu poți face asta în orice alt moment al zilei, în orice alt context, la deci, Cotroceni chemă... Categoric adică... poți să o faci, dar eu nu o să critic atitudinea președintelui, discursul, dintr-un motiv simplu. Am fost lângă dânsul în sală. Dacă aveam ceva de spus, trebuia să-i spun acolo și nu să vin la televizor să-i spun. Cu siguranță, dar nu de asta v-am întrebat. Eu, de rațiuni de ordin politic, de ordin de care vreți dumneavoastră, vă întreb atunci altfel. Nu credeți că sunt momente de o încărcătură, fie simbolică, fie istorică, ba, fie... Da, și eu le-am respectat, numai că educația mea de bază e mai cazonă, știi? Și când e un moment solemn, chiar îi simt importanța, încărcătura și mă transpun în eveniment. Au fost și celebre câteva momente în care chiar ați lăcrimat, adică are și dânsul, momentul cu mâna la piept. Da. Fiecare simte și se manifestă. Pe de altă parte, eu sunt puternic adept al ideii că patriotismul se poartă în suflet, se
nu se latră, știi? Mm-hmm. Când îi văd că își latră patriotismul, noi, țărișoara mea... Noi cu poporul. Da, noi, dar nu trag banii europeni, știi? Domnul președinte, sunteți mai bun în calitate de analist politic. Permiteți-mi această remarcă. Dar chiar așa, dacă am început cu analiza domnului Iohannis, cum vedeți relația asta bolnăvicioasă pe care a dezvoltat-o deja la un nivel care, cred că, excede comunicarea publică dintre domnia sa, PSD, ca partid de guvernământ, Liviu Dragnea și așa mai departe? Bun, domnul S-a mers prea departe? Categoric s-a mers prea departe, dar trebuie să vedem unde e izvorul acestui comportament al președintelui. În primul rând, pentru că a trebuit să substituie opoziția. Opoziție fără lideri foarte puternici care să poată antrena, și dânsul a trebuit să-și asume stindardul de opozant. Îl poartă mână, n-are ce face. Că îi place, nu-i place? E obligat să o facă, din punct de vedere politic. Pe de altă parte, trebuie plecat de la geneza animozităților. Păi când tu cioplești atribuțiunile președintelui ori de câte ori ai ocazia, cum crezi că o să ai o relație bună cu acel președinte? Fie că o faci prin Curtea Constituțională, fie că o faci prin legi pe care le promovezi și ajung pe urmă monitorul oficial. Deci când încerci să-l dezbraci pe președinte de atribuțiunile acelea pe care le are, păi cum să nu te enervezi ca președinte când afli de la premier că a hotărât mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim? Și nu vorbesc de ultima declarație, ci de cea dinainte. Fără ca tu să știi că acest lucru se va spune public. Păi da, aici nu e o problemă de dialog între factorii decizionali? Adică dacă ei nu dialoghează și află reciproc unul de altul de la televizor? Uite, dacă nu vroia și nu vroia să vorbească, doamna Dăncilă, să zicem că nu-i lua legătura telefonică. Trimitea un porumbel, ce? Nu, trimitea o adresă oficială de la prim-ministru către președinte. Da. În momentul în care a intrat în Cotroceni, nu mai putea spune președintele că nu știe. Informat. Deci faptul că președintele uneori nu le ia legătura... Domnul președinte, dacă să înțeleg și să înțeleagă cei de acasă, ce înseamnă raportul ăsta de putere și de forțe până la urme între puterile statului? Dumneavoastră ați avut și premier comuns și premier incomozi. Ponta. Mai mult incomozi. Ponta, Tăricianu, da. Bun, relația cu Ponta, că e cea mai recentă în mentalul colectiv. Dom'le, multe dintre teme nu vă înțelegeați, nu vă suportați poate fizic uneori. Dom'le, dacă erau chestiuni de interes major, mai CSAT, mai, nu știu, în mod informal la Cotroceni, dom'le, vorbeați și domnul băteați Cristache, în cuie niște lucruri. Am comunicat întotdeauna pe probleme de interes național, dar am pus o bază. Știi că asta cărticica, asta mică, are o mare problemă. Mulți spun că e proastă. Eu spun că e excepțională din punct de vedere a modului de echilibrare a puterilor în stat. Marea problemă este că această conducere executivă cu cheie dublă obligă la loialitate instituțională, nu față de persoane, ci față de instituții. Vă dau câteva exemple. Președintele emite decretul de numire a ambasadorilor. Da, dar nu îi poate numi dacă nu sunt propuși de ministrul de externe. Președintele emite decretul de numire a procurorilor în Republică, a procurorilor mari. Dar nu îi poate numi dacă nu îi propune ministrul justiției. Da. Deci, în toate, și vă pot da încă 10 exemple, este o dublă cheie. Asta face ca o cooperare loială între instituții să fie obligatorie. Eu, exact pentru că n-am mizat pe maturitatea lui Ponta din acest punct de vedere, am făcut acel act de colaborare instituțională pe care
L-am depus și la Bruxelles. Ca efect, Ponta a luat un to-do list de nu s-a văzut când ca de să stăm pe Crin Antonescu ca la Kellner. Da, da, ne aducem aminte. Da. Și lucrurile au mers. Adică... Păi asta voiam să vă zic, domnule președinte. Maturitatea, imaturitatea cuiva, până la urmă ați ajuns la un compromis în care da, țara se mișca. Dar acum, domnule președinte, noi trăim niște vremuri anormale în care aflăm de la televizor că Viorica Dăncilă promite în Statele Unite la un eveniment privat că mută ambasada, Klaus Iohannis nu știe nimic acasă, dar devină cumva sunt ambii nu, factori da, pentru că vă nu mai comunică. Dau un exemplu. Vă mai dau un exemplu. Un lucru grav în politica externă, tot legat de Israel. Deci de 2 ani n-avem ambasador. Că nu vrea Iohannis. Da, dar nici Ministerul de Externe nu îi propune un om convenabil. Păi să vină el cu o propunere. Păi fi sigur că o fi spus un nume, două și nu, s-a spus, nu se spus, poate. Că l-am întrebat pe Meleșcanu când a trecut pe aici, a fost la... Da? Și a zis că n-avea nicio propunere la Cotroceni, nici măcar o invitație la dialog. Acum, care minte... Nu, Meleșcanu nu e omul care să mintă. Exact. Eu am presupus că numai din cauza asta, președintele nu emite decretul, nu-i convin propunerile. Păi și atunci, domnule președinte, vedeți, avem de-a face pe de-o parte cu îndărătnecia unui om politic președinte, de cealaltă parte cu dubla comanda doamnei Viorica Dăncilă. Pe de-o parte, pe de-altă parte însă, este un instrument pe care îl dă Constituția. Și este obligatoriu pentru președinte să-l utilizeze în astfel de situații. Zice un articol din Constituție... Unul spune că președintele se poate duce la ședințele de guvern și le prezidează când se duce, ca de altfel și la CSM sau... Și altul care spune că președintele poate chema guvernul la consultări. Și atunci chem premierul și ministrul de externe și ministrul justiției și ai o discuție pe numiri. Bun, deja ne ducem într-o filozofie foarte complicată. Pentru nu-i cine, complicată, nu, e cerută care, de Constituție. De acord, dar pentru cineva care s-a obișnuit cu un rit ceva mai comod. Și eu vă întreb, domnule președinte, vi se pare că avem președinte sau avem un candidat în momentul de față la funcția de președinte, care și-a anunțat intenția de... Nu, și eu am organizat referendumuri, deci nu pot să-l critic. Exact ca să rezolv o problemă, și n-am rezolvat-o nici acum, da, dar asta mi-a dat și ocazia să fiu jucător în campanie. Îl vedeți pe Iohannis jucând în această campanie? Îl simțiți că joacă acum pe ideea asta de referendum sau mai degrabă și-a cam prins urechile? E în dificultate, e în dificultate? Pentru că au formulat greșit, cred eu, exprim un punct de vedere. Au fost prea preciși în adresa făcută la Parlament. Adică? Adică probabil a enunțat tema mult prea precis și nu poate ieși din termenii temei. Deci a căzut în propria că... capcană. Da, dar asta nu o face președintele, ci băieții aia deștepți de la departamentul juridic. Dacă plecăm de la premisa că sunt deștepți, da, iată. Uite ce scrie aici, la articolul 90. Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime prin referendum voința cu privire la probleme de interes național. Eu nu mai țin minte exact adresa pe care am făcut-o Parlamentului. Dar... în mod cert n-am scris exact ce vreau, ci am spus vreau să consult poporul pe o chestiune de interes național. Exact formularea din Constituție. Și de acolo și a mers ca uns. Exact. Păi și atunci eu vă întreb, a fost o strategie greșită și a prins urechile în... În dificultatea întrebării. Deci, după părerea mea, referendumul pe tema de justiție este extrem de riscant. De ce? Indiferent ce întrebare se pune pe justiție. În primul rând, pentru că PSD-ul va boicota orice referendum legat de justiție. În al doilea rând, și dacă ar avea altă temă, tot îl va boicota. Dintr-un motiv simplu, au nevoie de o înfrângere a președintelui în
perioada premergătoare campaniei prezidențiale. Se taie din elan. Deci au nevoie să spună, îmi pare rău, domn președinte, ai cam pierdut. Ăsta e, atâta faci. Și gândiți-vă că... Dar nu e periculos și pentru societate, domnule președinte, să te joci cu justiția și să riști să n-ai quorum la referendum pe o chestiune chiar deci, importantă? Riscul este uriaș. Și atunci dacă ce trebuie? Dacă nu faci quorum la un referendum pe justiție, e catastrofal. Da. Sau dacă mergi cu celebra întrebare, dacă românii sunt de acord ca persoane condamnate să aibă funcții publice. Să nu mai aibă. Să nu mai aibă funcții publice. Mm-hmm. Da sau nu? Sunteți de acord să aibă sau nu? Că și asta formularea da, trebuie să... Da sau nu? Bun, da, eu da, am enunțat-o, da, m-aș spune neglijent, dar... Ei, un asemenea referendum n-ar trece. Și primul de care nu trece, prima instanță este Curtea Constituțională. De ce? Acolo unde numești, e în regulă. Ai tu un regulamentul tău și au militarii, au judecătorii. Dacă ai fost condamnat, nu mai poți fi militar. Avem și în legea guvernului, dacă ai fost condamnat, nu poți fi premier. Cea de care s-a lovit Dragnea. De care s-a lovit Dragnea. Dar aici discutăm de funcții numite. Exact. Ce te faci în momentul în care un om care a avut o condamnare este ales primar, este ales consilier, pentru sunt funcții publice. Pentru că judecătorul nu i-a interzis drepturile și libertățile? Nu, poate da, să îi le interzică pentru 2 ani, mm-hmm, dar expiră perioada. Exact. După care omul are toate drepturile conform Constituției. Și un om care a greșit nu poate fi stigmatizat pentru toată și viața. Și ce-i de făcut, domnule președinte? Cum îl scoți din labirintul ăsta pe Klaus Iohannis? Nu știu, eu sunt convins că va ieși singur. Deocamdată noi speculăm. Păi aici suntem. Suntem, vrea o reconsultare cu Parlamentul, da, vrea partidele la consultare. Asta după ce s-a consultat în prealabil cu societatea civilă, așa cum arată ea, și cu niște magistrați, așa cum sunt ei, cu bune și cu rele. Da. Cum ați văzut acele secvențe? E dreptul președintelui de a chema și de a întreba ce părere aveți. Ce părere aveți despre. Da. De regulă, când faci asemenea consultări, tu știi unde vrei să ajungi. Dar nu exclud posibilitatea ca exact aceste consultări să-l fi dus pe președinte la concluzia că are nevoie să extindă zona de organizare a referendumului ca și întrebări, pentru că foarte probabil și-a dat seama din discuții că sunt și lucruri importante care ar putea fi puse pe buletin. Adică mai mult decât o întrebare? Categoric va fi mai mult decât o întrebare. Eu așa cred. Adică? Puteți să... Păi, poți să formulezi una, două, trei, cinci întrebări. Păi și ce facem? Scriem un novel acolo pe buletin? Trebuie scrise foarte scurt și să aibă răspunsuri cu da și nu. E ca la Sudoku, știți? Da. Să stea lumea în secție, da, dom'le, ce se întâmplă? Da. Bun, eu am avut opțiuni mai simple, știi? O întrebare și gata, m-am liniștit. Bine, a fost mai pragmatic. Dânsul, da, probabil... Da, da, eu vă spun, uite, nu fac niciun fel de aluzii, dar eu îi pot să garantez o întrebare care trece. Care? Și care ar repara greșeala mea. Care? Acea întrebare legată de 300 de parlamentari, pe care eu am legat-o de Parlament unicameral, ceea ce implica modificarea Constituției. Acum aș merge și chiar aș spune, Băsescu n-a fost suficient de deștept, a mizat că politicienii vor revizui Constituția după voința poporului. Uh-huh. Lăsăm două camere, dar consult poporul dacă să fie un parlament cu 100 de senatori și 200 de deputați. Ia vezi, trece asta? Eu zic că trece fluierând. Păi da, dar tema era alta, domnule președinte, cu altceva plecase la drum domn președinte actual. N-ai voie să riști ratarea unui referendum pe justiție. Aoleu.
Asta sună ca o sentință deja. Da, sună... Eu n-aș risca. Gândiți-vă că PSD-ul va mobiliza și așa. Electoratul lui e convins că au dreptate, că justiția trebuie demolată. Știi? Și a doua zi, dacă nu emit ei la ordonanțe de rezolvă toate ajunge problemele... Ajunge și la maniera de a guverna cu ordonanțe pe care a practicat-o cu tății, dar... Bun, toate guvernele au practicat-o. Aș mai rămâne un pic la ideea de referendum. La modul, și mă bazez pe experiența noastră, la maniera în care s-a conturat și s-a dezvoltat această poveste, s-a developat filmul ăsta, în momentul în care suntem acum, mai e loc de joc politic sau e cazul să recunoască că nu prea te poți juca cu ideea de justiție și poate te duci în altă zonă? Ați mai juca-o politic dumneavoastră? Nu, eu nu. Nu? Nu. A, nu? Justiția, păi, tocmai disputa asta a atras justiția într-o bătălie asta politică. E. Disputa pe opțiunile amândouă mincinoase. Uh-huh. Amândouă. Deci... steagul PSD-ului, justiția trebuie reformată, trebuie, și cealaltă opțiune, nu vă atingeți de justiție. Totul e perfect. Deci, două abordări mincinoase care profită de lipsa de cunoștințe a populației. Pentru că, în fapt, în justiție trebuiau făcute niște modificări. Vă dau exemplu imediat. Spre exemplu, separarea carierei judecătorilor de a procurorilor. Este un factor de progres. Nu o să ne mai trezim cu procuror de parchet general care trece peste noapte la înalta curte de casație și justiție. Că suntem aici cu procurorul general. Apropo, deschidem o paranteză că avem timp. Povestea cu Lazăr, șeful comisiei la 29 de ani de liberări de la Iud. Iud, nu cred că trebuie să mai povestim noi ce a însemnat. Deci, domnul Cristache, eu sunt politicianul care a condamnat comunismul și l-a declarat ilegitim și criminal ca regim. Așa. Eu am citit cu gura mea, fiind convins... Mi-aduc aminte cu Vadim, cu tot ce... Că am dreptate condamnând regimul comunist ca ilegitim și criminal. A venit pe tancuri de canal, voi știți din povești, generația mai tânără, noi încă am prins-o când eram mici, de partidele politice cu liderii băgați prin toate pușcările, voi le citiți. Nu, dar eu mă înfior, adică eu nu privesc cu detașare, de asta vă întreb. Deci... eu nu pot să-i găsesc o scuză, pentru că cu atât mai mult cu cât acel simpatizant al mișcărilor din Polonia și care a îndrăznit, înțeleg, să scrie o scrisoare, un pamflet care critica regimul comunist, omul ăla pur și simplu făcuse parte din pușcărie și avea dreptul la eliberare, la liberare condiționată. Și nu i l-a dat, nu omorâse, nu violase, nu furase, era acuzat ci de doar propagandă. Gândise. Doar gândise. Avea altă opțiune. Dar nu e înfiorător că la 30 de ani noi ca nație, domnule președinte, tolerăm așa ceva? Îl tolerăm pe domnul ăsta în funcție? Nu, dar cred că dânsul m-a ținut această taină, dar care, devenind publică, automat îl descalifică să mai rămână în fruntea parchetului general. Așa ar face un om de onoare. Da, Eu vă mărturisesc, când a venit, am simpatizat. Fără să-l cunosc, știind că e procurorul care m-a adus brățările dacice, dar evenimentul ăsta nu se potrivește cu mine. Aș fi un caragios să spun să rămână, când eu am condamnat comunismul și instrumentele comunismului. Sunt capitole întregi despre ce făceau procurorii în timpul regimului comunist și că au fost niște unelte ale controlului partidului. Mâna nevăzută a securității, uneori chiar cu care securitatea rezolva multe din treburile murdare. Da. Dar, domnule președinte, vedeți că eu tot fac apel la
calitatea aia pe care o găsim scrisă în Constituție de mediator a președintelui. Nu credeți că un astfel de... Doamne, e procurorul Republicii a unui stat membru UE-NATO, că tot vorbeam de NATO 15 ani azi. La UNEA, la Portocala, a zis că nu știe, nu-l interesează. Am citat din memorie și cred că cu acuratețe de 100%. Da. Nu ar fi... Doamne, o voce domnul, în statul ăsta se găsește, deci, să-i ceară demisia acestui om? Singulariza. Aici avem un fenomen teribil pe care eu îl observ și îl înțeleg pentru că pot înțelege dedesubturile statului. De fapt, parte din justiție a intrat într-un război total cu politicul. Așa. La rândul ei, politicul a intrat în război cu justiția. Ce constat? Că și justiției place bătălia politică. Sunt destui judecători și procurori care nu mai pot de plăcere să intre în bătălii politice, până la urmă nerespectându-și chiar statutul lor. Aici, dacă vă uitați, există o aroganță nepermisă. Ei privesc de sus. Noi suntem magistrați. Mm-hmm. Da, dar uitați-vă, fraților, magistrați, că sunteți tot români și dacă vreți să ne spuneți că sunteți 100% ca norvegienii sau ca nemții, nu vă credem. Și nu vă cred dacă mi-aduc aminte de perioada când eram primar, domnul Cristache, și erau retrocedări. Și erau unii care stăteau în procese, că veneau, mai luau acte de la primărie, stăteau în procese din arhive, se umbla, stăteau în procese 10-12 ani și nu își vedeau proprietatea înapoi. Cum vindeau drepturile litigioase, în 6 luni cumpărătorul de la aceeași judecător obținea proprietatea. Sau de la aceeași instanță. Da. Ei, eu știu lucrurile astea, le-am trăit. Și când a ieșit legea 10 să se poată face restituirea administrativă, m-am bucurat pentru că am putut pune în posesie câteva mii de amărâți care stăteau de mulți ani în instanțe. Domnule președinte, dar aici vă întreb, dacă vreți, la nivel de vulnerabilitate instituțională, individuală, procurorii și judecătorii știu că trebuie să anual să completeze o declarație pe propria răspundere că n-au făcut poliție politică. Da. Cum am ajuns noi? Cum se întâmplă? Ștergeți asta. Da? Că niciun serviciu de informații nu vă va confirma. A, poliție politică, vă referiți la înainte de 89? Da. Cum am ajuns la astfel de accidente? Comisia aia SIPA, că a fost mare bătaie pe ea cândva. Stați. Da. Ca să faci poliție politică... E mai complicat decât atât. Da, nu, dar totuși, aici. Un om care a muncit la IUD, a fost șeful unei comisii la 29 de ani, nu se știu această dată negre în biografia lui, până în acest moment ajunge șeful procuraturii într-o țară membru. Pentru mine a fost șocant când am aflat, domnul președinte. Vă mărturisesc. Vedeți că mulți m-au criticat că am cerut odată o mapă profesională și l-au considerat un act securistic. Ei, acolo găsisem, dacă bine mi-aduc aminte, o condamnare pentru câțiva saci de porumb furați. Ceva de genul ăsta. Verificarea dosarelor trebuie să rămână o păi și cine s-o facă? Constantă. Cei care urmează să numească în asemenea funcții. Adică trebuie... Iohannis ar fi trebuit să știe că el l-a numit pe Lazar. Ar fi trebuit să fie informat? Primul ar fi trebuit să știe ministrul care a făcut propunerea. Uh-huh. El face verificările de bază. Pe urmă CSM-ul. Abia târziu să ajunge la președinte. Deci ministrul trebuia, mai ales că avea toate pârghiile ministrul justiției. Da. Doamna Prună era, dacă nu mă înșel. Da, îl dăduseră jos pe Nițu că avea coloană oficială, după aia, peste ani, s-a dovedit că fapta nu există. Bun, da. L-au îndepărtat ca să-l aducă pe domnul Lazar. Minunat. A fost cu dedicație. Deci, iată dedicația. Era un om controlabil, putem să ajungem la concluzia asta, manevrabil? Este posibil, pe când Nițu nu era. Și biografia asta le permitea unora să jongleze
cu hățurile? Categoric le permitea, indiscutabil. Asta e groaznic. Indiscutabil. E groaznic. Da, domnul Cristache, eu am avut în mandatul meu solicitări frecvente ca CSAT-ul să spună care sunt magistrații care sunt ofițeri acoperiți la SRI. Da. Bineînțeles că nici ăștia nu sunt așa de fraieri să facă ofițeri acoperiți când Constituția interzice. Operau altfel. Aveau alte soluții să fie apropiați de magistrați. Dar, dom'le, totuși, când magistrații mă întreabă și uneori agresiv se adresau președintelui să le spună, oricum, prin lege, nici eu n-aș fi avut dreptul să-i știu. Am încercat la Ponta și serviciu a spus, nu se poate. Dar ați venit totuși cu oaia tranșantă, că știți că e acoperit. Da. Că a fost. Da, da. La ce mi-a folosit? Că n-a fost documentul. Însă, l-a cerut, nu? Însă, cerut documentul. Sigur că l-am cerut și mi s-a spus că nu poate fi desecretizat niciun document. Punct. Înțelegându-se că există unul, dar nu putem să-l desecretizăm. Da, documentul n-a negat existența, dar nici nu mi-a dat proba. Știi, da, a rămas așa. Au găsit o soluție. Fiecare a zis până la urmă ei și-au făcut datoria de serviciu de informații. Dar v-ați enervat? Nu m-am enervat, la ce-mi folosea. Eu știu. Însă, hai să terminăm această, că veni vorba de trecut, de viitor, de prezent. Iată în prezent, deci îl certai pe președinte că nu dă lista cu ofițerii acoperiți. Și ce descoperim anul trecut, da, în 2017? Că domnii magistrați de toate categoriile aveau protocoale cu Serviciul Român de Informații. Și tu vii demagogic să mă întrebi pe mine cine s-a acoperiții? Da. Deci Parchetul General a semnat pentru toți procurorii, da? Cu SRI-ul. În alta curte de casație și justiție, prin domnul Popa, care și-a uitat semnătura, chipurile, și a cerut expertiză să vedem, nu și aduce aminte, nu știe, convingerea mea este că a semnat domnul Popa. Inspecția judiciară are și ea protocol de colaborare cu SRI-ul. Cine n-a avut, domn președinte? Toată lumea. Da, domn președinte. Practic, tot sistemul de justiție a fost sub acoperirea acestor protocoale. Pe de altă parte, trebuie găsită o formulă. Deci, noi, spre deosebire de alții, România are puterea să recunoască faptul că există corupție. Alții spală miliarde. Am văzut de curând cu bănci. Bănci în Olanda, în Germania, unde vrei și unde nu vrei. Producători de automobile, giganți. Producătorii de automobile cu oameni politici din Bundestag, bordul Volkswagen-ului, falsifică parametrii tehnici de poluare ai mașinilor și le vând în toată lumea. Deci ăla e al nivel al corupției deja, adică e next level. Nivelul macro, da, știi? Da. Noi aici la dar noi suntem o țară care avem capacitatea să recunoaștem, da, există corupție la noi. Nu ducem până la capăt, dar atenție. Vedeți și corupția la voi. Că e uriașă. Faptul că avem corupție nu trebuie să mă genereze ideea că suntem cei mai corupți. Pentru că vă spun eu că România nu e cea mai coruptă țară. Da, o știu și eu, domnul președinte. Dar e un refren la modă. E refren la modă. Da. Noi trebuie să anului. Încercăm. Deci se știe în momentul de față, da, Italia cu grupările mafiote, exact, care există, cu familii mafiote. Le știu și ei, n-au probe, da. Nu poți să-mi spui că nu există tipul ăsta de corupție. Da. Nu mai vorbim de ce s-a întâmplat în Germania, ce s-a întâmplat în Olanda. Uite, cu băncile. Haideți să ajungem și la imaginea anticorupției și, în România. Și
Uitați-vă la Damen, care vrea să câștige licitația de corvete. Acuzat de Banca Mondială de corupție, că a corupt funcționari prin intermediari pentru niște contracte în Africa. Da, uite că sunt de la acest punct al discuției, domnul președinte, și m-aș uita și la doamna Chioveși, proaspăt sub control judiciar pusă. Doamne, mă uit la cum se raportează oamenii ăștia la noi, că spuneți că și la ei corupție și pe bună dreptate. Domnule, azi vine domnul Tajani, vine domnul Weber, vine domnul Verhofstadt și ne spun, domnule, în văzul tuturor pe rețele de socializare, că ancheta împotriva lui Chioveși trebuie oprită imediat și că tot ce se întâmplă acolo trebuie suspendat, pentru că nu e în regulă. Dom'le, ce e asta? Ăsta e un dictat. Nu e un dictat. Cred că e o scăpare. Deci nu poți, nu poți să-mi spui în fiecare zi să nu se bage oamenii politici în justiție și pe urmă să vii să ceri guvernului să se oprească imediat ancheta. Ce asta e, mixtiune în justiție? Dublu standard, dublu limbaj. Bun, e dublu standard. Aduceți-vă aminte că aveam în MCV și o spun cu amărăciune, n-o spun acum prima dată. Aveam în MCV să nu se implice oameni politici în numirea procurorilor și scrise negru. Și nu doar atât, mi-aduc aminte că erau și scuzați-mă. Vă recomandau dumneavoastră oamenilor politici să nu vă exprimați public cu privire la anchete în curs. Bun. Dar spuneți-mi dacă ați văzut ceva mai politic decât modul cum se selectează procurorul șef european. Exact. În Parlament, cu oameni politici, cu bătălie între partide, cu ce vrei mai politic. Exact. Eu măcar am făcut o înțelegere cu Ponta, cu un singur om. Nu cu... aici sunt negocieri între partide. Care vă ziceați, doamna Chioveși, că se negociază competența. Adică a dus-o în altă zonă și are ea de expertiză. Nu, președinte, când ați descoperit-o noastră ca președinte, procuror tânăr de mare viitor la Sibiu, vă imaginați că într-o zi e posibil să iasă aproape în cătușe? Nu, dar eu nu cred că e în cătușe în momentul de față. Și plec de la câteva elemente. Vă rog. Deși vă asigur că e o victimă în povestea asta? Ca să putem spune că este victimă, ar trebui să fim de acord că nu trebuia să-l aducă pe Popa. Dacă stătea în birou... Așa. Și autoritățile române spuneau, bă, dacă tot nu avem bani în buget, stai Popa acolo. Păi da, nu se face conform legii și un dosar, și o anchetă. Respectăm. Auzi, când ai un fugar, să-mi spui ce lege spune cum aduci fugarii. Dacă vrei să-mi aplici la situații extraordinare legi pentru situații normale... În mine nu găsești un suporter. Nu e vorba de asta, domnule. La situații extraordinare, statul acționează cu mijloace extraordinare și cum poate. Și vreau să o clarificăm asta, atenție, fără să fiu un apărător al lui Chioveși, pentru că eu m-am desprins de simpatia pentru ea în momentul în care am văzut ce spectacol a făcut în 2015, umilind oameni care mulți au stat în beciuri. Și cum dădea din dosare la televiziuni și, apropo, văd ziariști care exaltau și prezentau toate hârtiile venite de la Codruța Chioveși, că îi scotea în cătușe pe la ora 8, așa, în prime time. Și acum mai văd foarte critici la adresa doamnei Chioveși. Eu cred că ziariștii ăștia ar trebui să meargă pe la secția asta specială, care o anchetează. Aole. Să recunoască că faptul că primeau... Puteți să-mi dați un exemplu de jurnalist? Nu. Nu? N-aș da. Ei, da, de ce? N-aș da. Hai, rezolvă. Fiți generos. Dați-i în gât. Nu. Nu cu ziariștii am ajuns eu să mă războiesc. V-ați mai războit, da. Da, mă războiesc, dar un război normal. Dar, să despărțim apele. Hai să vă spun că poate e bine să știm cum e cu Popa. Acolo au fost câteva instituții implicate. Adică informația despre Popa a venit de la un serviciu de informații partener al SRI-ului. Omul SRI-ului a trebuit să se ducă să intre în legătură cu
serviciu partener care a dat informația. Deci, o întrebare, de ce a fost SRI-ul? De asta a fost SRI-ul. Pentru că trebuia să se întâlnească cu omul care a dat informația. Că ce căutau procurorii? Păi, fraților, s-au făcut comisii rogatorii ca să se afle cum a fost finanțat Popa stând acolo. Deci procurorii trebuiau să meargă la comisie rogatorie. Și a fost și polițistul. Acum, că nu fi avut poliția bani la momentul potrivit, e altă socoteală. Că au optat pentru un avion privat, cred că a fost o măsură bună. Dar cu banii lui Ghiță? Ei, aici e problema. Trebuia să-i dea Dumnezeului înapoi. Trebuia să-i dea înapoi. Dar mai e un dosar, dar hai să vă pun o întrebare. Vă rog. Domnule, dacă n-avea poliția bani, ce trebuia să facem? Să-l lăsăm acolo? Facem o anchetă publică, domnule președinte. Da, era de dați milioane. Dați un leu pentru pentru Ateneu. Da. Nu știu. Uite, mai e un dosar. Sunt două dosare. Pentru represiune nedreaptă cu grupul infracțional organizat cu Oanea. Hai, ferească Dumnezeu, dacă au făcut-o. Păi Oanea Negulescu. Nu, deocamdată e dosar. Da. N-avem o hotărâre judecătorească. Nu, două dosare, asta încercam să vă spun. Și eu cred că acolo a fost mizerie mare la Ploiești. Păi cred. Și atunci? Dar hai să vedem ce rezultă din anchetă. Au fost sub controlul lui Chioveși, n-au fost sub controlul lui Chioveși. Sunt berbeci ceilalți de la Oradea, care groaznic și făceau acolo ei socoteli cum să-i pună în dependență pe judecători. La Brașov? Falsificat Brașov, stenograme. Constanța, sunt multe locuri în care procurorii au sărit calul, dar asta nu înseamnă că trebuie demolată justiția. Cu siguranță, domnule. Cu siguranță, domnule. Trebuie siguranță, pedepsiți cei care au încălcat legea și aici a fost marea fisură a CSM-ului. Da. Da. Marea fisură a CSM-ului a fost că sesizările au existat despre abuzuri și ea protejat pe procurori. Ori, dacă ei și-ar fi făcut atât singuri, nu dădeau ocazia oamenilor politici acum să strige pe toate drumurile abuzuri. Trebuie să demolăm toată justiția face abuzuri. Domnul președinte, dar pentru că aș vrea să închid și niște paranteze pe care le-am pierdut, pare să pe drum, cu povestea cu Lazar. Dom'le, dacă luăm o foaie de hârtie și scriem niște nume, Prună, Chioveși, Lazar, Iohannis pe relația cu Lazar, case, procesele închise la Alba. Dom'le, când unești toate punctele astea, nu-ți dă o hartă pe care o putem numi într-un fel? Nu. Adică că par multe coincidențe, sincer, domnule președinte. Nu neapărat. Sunt pregătit să asimilez coincidențele despre care vorbiți, că mi-ar trebui la modul general, un timp de analiză. Cu siguranță. Da. Ce vă pot spune la modul general este că dacă cele două tabere care amândouă exagerează nu se opresc, unde ajunge? Nu, riscăm să decredibilizăm de tot justiția. Spre exemplu, tabăra asta care vrea să demoleze tot trebuie să se limiteze la a pune codul penal și codul de procedură penală în acord cu deciziile Curții Constituționale. Iar tabăra asta altă trebuie să înțeleagă că a apăra un sistem care are și fisuri, are oameni de proastă calitate, este o mare greșeală. Trebuie curățat sistemul și aici trebuie stimulat CSM-ul. Păi și nu era să-și facă treaba. Exact, rolul de arbitru nu al CSM-ului. Oamenii politici să curețe justiția. CSM-ul. Și ca să închidem și povestea cu referendumul. Ei, spre exemplu, secția de procurori trebuie să înțeleagă că face cel mai mare rău justiției, pentru că oamenii asimilează procuratura cu justiția, neluând măsuri împotriva celor care fac abate. Suntem pe ultimele 5 minute, domnule președinte, multe subiecte au mai rămas. Vă întreb și de europarlamentare. Până la urmă v-ați convins soția să vă las, înțeleg, să plecați și la Bruxelles. Da. Ce vă mai trebuie, domnule președinte, și europarlamentar? E o experiență. Da? Până la urmă am acumulat atâtea cunoștințe și gândiți-vă că sunt unul dintre cei care au lucrat articol cu articol Tratatul Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona. Știu toate instituțiile, știu oamenii de acolo.
I-am anunțat că voi candida. O să am parteneri... A, ați vorbit deja? I-ați... Da. Pe unii cu care am rămas în continuare în relații foarte bune, i-am anunțat. A, credeam că mi s-a părut că ați spus unicul. Da. Da. Mulți se întreabă, doamne, trage Băsescu lista și după aia se retrage sau se duce pe bune? Nu, asemenea mizerie nu fac. Nu. Întotdeauna mi-am întrerupt mandate de primar, de parlamentar, dar pentru că am fost ales într-o altă funcție. Nu am trădat ultimul vot. Dați-mi sondajul acela pe europarlamentare aici în video-ul, vă rog. Ultimul sondaj curs vorbește despre niște cifre. Dacă putem să mi-l dați, să ne uităm cu domnul președinte împreună. Îl avem? Da? Acesta. Dacă duminica viitoare alegeri ar fi alegeri pentru Parlamentul European, PSD 31%, PNL 23%, Alianța USR Plus 13%, ALDE 10%, Pro România 8%, Alu Ponta, PMP 6%. Cum vi se par cifrele astea? Mai puneți ceva la PMP. Cât? Cât? 3-4, puneți acolo, fără grijă. PSD scade sub 30, cum își doresc unii, sau îl vedeți bine acolo? Și eu îmi doresc să scadă sub 30. Dorință la realitate? Deci eu spun și eu ce mi-aș dori. Și cel mai tare mi-aș dori ca PSD-ul, pentru că acum va fi un moment de reevaluare. Nu mai poți să vii cu cifrele din 2016. Acum vii cu cifrele de la europarlamentare. Și mi-aș dori foarte mult ca PNL plus PMP, să spunem, dau un exemplu, sau PNL plus USR, să fie mai mult decât PSD. Vedeți posibil PNL, PMP, USR plus și ce-o mai fi? Dom'le, capabil să stea la aceeași masă după europarlamentare, deci să lupte împotriva PSD-ului? Nu e clar cu USR-ul. Eu nu e clar? Cinstit, îi consider un partid marxist sorginte marxistă, care se încadrează în linia progresiștilor de azi, de prin Europa. Deci nu puteți cu ei. Să vedem ce ori vrea și ei, care li țelul, care li obiectivul. A, n-ați înțeles, încă nu v-ați lămurit. Nu m-am lămurit. Dar cu Cioloș v-ați lămurit? Cu el și mai puțin. Uite, dacă era așa, că suntem la final, domnul președinte, faceți-mi pe placă, era o vreme când vă percepeați deci, la ștampile. Tu, Cioloș, îmi recomanzi cel mai bun om al tău, pe doamna Bogdan, sau cum o cheamă. A, stratega... Da, strategul partidului. Proata motrice. Și care vine și îmi spune că va trebui să trăim la comun. Domnule... să luăm și pe Lazar, șef de scară. Că va trebui să dăm proprietatea, să nu mai avem proprietate. Da. Aia cu mâncat fasolea e altă socoteală. Dar Povasor, când tu îmi prezinți femeia asta ca fiind eminența, lumina, eminența partidului, să mă ierte Dumnezeu, cred că și tu ai o problemă care mi-o prezinți. Ultimul minut, câte un cuvânt pentru fiecare sau câte o propoziție, ce mult o frază. Iohannis. Viitor președinte. Orban. Va fi înlocuit de Rareș Bogdan. Când? După alegerile astea. Superb. Cioloș. Rateu. Dragnea. Rateu ca om politic, adică... Păi, ca ce altceva să-l luăm. Dragnea? Da. Va fi înlocuit de Ponta. Ponta? Îl va înlocui pe Dragnea. Păi asta e bătălia. Când? Să nu credeți, domnul, uitați-vă la... Aduceți-vă aminte de perioada lui Ponta. Da, mi-aduc. A făcut horror. Thunder statul în 2012, împreună cu Crin Antonescu. Thunder au făcut statul. Deci nu-i mai breaz decât Dragnea. Cum îi dai putere lui Ponta, scapă boii. Vi-l aduceți aminte... În imaginile alea terifiante de pe stadion, cât era de umflat în pene, căci Kim Jong-un. Ăsta cu oprea Ponta, care cânta în deschidere. Da. Mai țineți minte? Aolea, ce imagini. Da, sper să nu le mai revedem. Deci, că mai am patru. Deci nu-i altceva, nu-i mai bun Ponta decât Dragnea. Dar ocada asta când o vedeți? După ce, dacă PSD-ul ia... 29, Dragnei plecat. A. Și atunci va veni Ponta să spună, vedeți, am scăpat de cel rău, să vă fiu conducător. Nici n-are cine, știi? Da. Dăncilă.
paradoxal, o femeie bună care face niște eforturi. Mie, eu o apreciez ca femeie. Nu știu, am mai scăpat și eu, am mai jignit-o, dar... Nu merită, cred că, toate răutățile astea. Nu merită, nu? Răutăți. E un om bun. Un om bun. Care a acceptat o misiune de partid, o duce cum poate. Sigur, aici poți să te întrebi. Ești vinovat să accepti ce nu poți face. Da, deocamdată mută ambasada la Ierusalim, ne rezolvăm niște probleme. Deci, da. Haideți, e un om bun. Le place celor din regie să le facem pe plac mai departe. Mai am și niște aproape ex. Maior. Maior? Maior. Da, Col, da? A, nu mă băga. Și haideți, gata, Col, dea și chiuve și mai am. Haide, faceți un efort. Nu? Gata. V-ați împăcat cu Goldea? Nu, niciodată. Aoleu, asta nu sună bine. Și Chioveși, un ultim cuvânt așa. Bă, de Chioveși îmi pare rău. Vă pare rău? Îmi pare rău că putea să salveze DNA-ul. Uh-huh. A greșit că nu și-a i-a plăcut puterea. Așa e când ești de prea tânăr în funcții cu atâta putere. Și a greșit că nu și-a curățat singură instituția. Și spectacolul din 2015, care atunci a plăcut. Dar eu vă spun că peste 10 ani, când se va da filmul înapoi, se va vedea tare rău. Însă, ca procuror general, după mine, și-a făcut treaba. Și primul mandat la DNA a fost un mandat în regulă. Și gata, s-a terminat, domnule, a depășit de mult, deja am presat și de regie. Am dat și mie un jurnalist care primea de la Chiuveș și pe mail. Haideți, vă rog eu. Nu. Bine, data în campanie. Vă aștept în campania pentru europarlamentare să anunță... Când m-o supăra vreunul și îmi sare țandăra. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnul președinte, pentru prezență. Vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară de la 21. Vă promit de pe acum o seară interesantă. Toate bune!